Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vorbim în aceste zile la 29 de ani de la Revoluția Română, 29 de ani de când avem democrație, libertăți. Vorbim de asemenea de 2 ani de guvernare a actualei coaliții. Încercăm să vorbim despre cifre, despre tendințe, despre câștigurile noastre în aceste, iată, aproape 3 decenii. Și despre punctele de fierbere politică la care s-a ajuns pe parcursul acestor ultimi 2 ani, ce ar putea eventual să urmeze, dar acest lucru îl vom vedea desigur și pe parcursul anului viitor. Discutăm împreună cu profesorul de științe politice Lucian Dărdală, căruia îi urăm bun revenit la emisiunea Vocile Iașului. Mulțumesc pentru invitație. Să încep prin a vă ura dumneavoastră și echipei Digi Crăciun fericit, un an bun, la fel, desigur, telespectatorilor Crăciun fericit și un an cu satisfacții, de ce nu, poate și în plan politic. Pentru cei care au astfel de mize. Așadar, să începem puțin cu o privire amplă asupra celor aproape 3 decenii, spuneam. 1989 începe practic viața democratică din România după căderea regimului comunist, cu bune și cu rele, așa cum, cu imperfecțiunile ei, o democrație de tranziție, așa cum s-a numit multă vreme, iată acum în ultima perioadă nu se mai vorbește despre tranziție. Și să amintim câteva borne legate de modul în care s-a desfășurat viața politică și vorbim aici de principalul partid. Să rămânem conectați la prezent, principalul partid politic din România de după 89, care este Partidul Social Democrat, cu înaintașii săi sub diferite nume. Într-un articol foarte recent ați subliniat că alegerile, victoria de la alegerile din 2016 reprezintă cea mai importantă victorie, dar în același timp ne oferiți acolo câteva cifre legate de numărul de voturi care arată puțin în context ce înseamnă această victorie, cum s-a mai întâmplat în alți ani, în anul 2000, de exemplu, cât a câștigat sau cât a strâns, să spunem, partidul PSD în celelalte alegeri, fie că se numea PSD sau altfel. Și mai arătați că în 2008 a fost cel mai slab rezultat din punct de vedere electoral pentru acest partid. Ei, acum au câștigat detașat în 2016, să comparăm puțin cu celelalte lucruri și care sunt efectele acestor rezultate. Haideți să începem puțin cu cadrul general. E foarte clar, e o literatură aici plină de dispute, dezbateri, contradicții, e un program viguros și eu, cercetările mele academice, o bună parte dintre ele în zona asta se încadrează. Dacă mă întrebați direct, aș spune că noi am abandonat prea repede teoriile mai sceptice cu privire la România din anii 90. Ne-am gândit că europenizarea, incorporarea normelor europene va duce și la asumarea de valori. Rezolvă probleme. Europene nu s-a întâmplat decât în parte, limitat. Deci oscilăm într-o zonă de slabă performanță a democrației. Dezamăgirea publică și lipsa de participare cred că vine și din faptul că noi suntem acum, circulăm, aflăm, ne informăm și comparăm instituțiile noastre, serviciile noastre publice cu cele din alte părți și se pare că mulți dintre români au tras concluzia că soluția pentru ameliorarea situației de la noi nu este lupta politică, ci este dezangajarea, retragerea în intimitatea sferei private, sigur asta pentru cei care nu hotărăsc să plece din România. Deci e un deficit de participare, cred că asta, începând din 2008 mai ales, marchează democrația românească. Altfel, e o luptă teribilă, e o luptă în care mulți dintre actori, și aici mă refer și la Partidul Social Democrat, nu dă semne, sau mă rog, mulți dintre liderii lui nu dau semne că și-au asumat valorile democratice. Democrația e bună când le convine, când au ei argumentul numărului.
Nu există o cultură a dialogului, influența rețelelor de socializare și în general a mass media electronice neconvenționale, hai să spunem, care nu se supune regulilor așa cum vă supuneți dumneavoastră, a condus la scăderea calității discursului public și asta iarăși face rău. Altfel, societatea se mișcă în ciuda guvernanților, economia pare să reziste destul de bine șocurilor venite dinspre politic și haideți să ne gândim că acum 8 ani, nu? 8 ani, da? România trecea prin, începea criza care avea să ducă, nu, sau România era reacționată la criză, criza începuse mai de dinainte. Ne-am revenit, exact. Suntem, e o societate vie, e o societate care se poate dezvolta democratic, trebuie să și vrea. Exact, acest lucru pe care îl remarcați pare vizibil la tot pasul, că este greu de comunicat. În, greu de, nu există o cultură a dialogului există în acest sens. A dialogului și acum vedem dacă problema e doar la mediu sau e problema și la noi că nu prea mai, nu prea mai adică e un, fenomen, e un fenomen social sau e un fenomen politic, nu? În acest sens. E un fenomen social, este însă și un fenomen care ține de formarea individului, de, până la urmă, și de psihologie, dar și de, hai să o numim așa, într-un mod retrograd, apetența față de informație și de cunoaștere. Pentru că poate că nici n-am prea, mulți dintre noi nu prea mai avem ce să spunem. Că dacă am avea ce să spunem, poate am comunicat mai bine, dar nu vreau să mă duc pe panta asta. Trebuie însă să, adică nu putem să lăudăm omul nou al anului 2018 mai mult decât e cazul. Dar apropo de neîncredere, de lipsa participării, credeți că este e o caracteristică doar pentru România? Din toate datele, acest lucru s-a întâmplat și în Occident. Da, s-a întâmplat și în Occident, s-a întâmplat și în alte țări este europene și așa se explică ușurința cu care regimurile, hai să le numim liberale, se consolidează. E o retragere spre egoism, lăcomia și care stă la baza crizei din 2007-2008, în mod evident. Aspirația către bunuri materiale a pus în umbră aspirația către comunitate cu tot ceea ce înseamnă ea. Cred că vine din Occident și nici și noi am avut un context prost în care ne-am, în fața noastră, lângă noi, era un model pe cale de erodare, democrația occidentală așa cum o știm. Numai că acolo ea se poate reinventa. Nu știu dacă la noi e cazul. În 29 de ani, un partid puternic, principal, am spune, ca mărime, ca forță, ca implicare. Dacă a spus-o domnul Iliescu într-un interviu recent, trebuie să o spunem și noi. Da, și există cifrele care arată acest lucru, există alegerile și așa mai departe. În schimb, ceea ce se întâmplă în partea cealaltă a zonei politice, adică, să-i spunem, opoziția față de PSD, nu neapărat opoziție la guvern, lucrurile stau cu totul altfel. Foarte multe schimbări, nu există o stabilitate, acest lucru nefiind neapărat ceva rău, ceea ce observăm. Dar acest lucru conduce, pe de altă parte, la așezarea unui PSD puternic. Nu? Atunci când nu există alternativă, rămâne să ne raportăm la cel mai mare partid. Opoziția de astăzi, și aici eu cred că tot m-ați provocat să merg în timp, cred că din 2008 încoace, 2008-2009, opoziția nu mai are argumentul moral, nu mai poate avea, sau mă rog, forțele anti-PSD. Chiar dacă multă lume spune PSD e răul, ceilalți, opusul răului e binele. E un discurs. Da, e unul din discursuri, dar față de anii 90 sau față chiar de începutul anilor 2000-2004, atunci forțele anti-PSD reușeau să încorporeze și să promoveze un model de societate alternativă. Chiar când au pierdut, chiar în 2000, haideți să luăm cazul cel mai trist pentru ei înainte de, sigur, de 2016, chiar atunci când au pierdut, au încercat să promoveze un model. Acum, și pe fondul cinismului generalizat, ei nu mai pot, discursul lor anticorupție nu e foarte
credibil, e mai credibil când vine din societatea civilă nepartizană și nu mai au nici argumente de politică publică. Noi știm să facem mai bine anumite lucruri și cred că asta i-a costat foarte mult în 2016. I-a costat practic și în 2012 când s-au văzut nevoiți, Partidul Național Liberal s-a văzut nevoit să țină trena PSD. Pentru cei care își pun speranțe, de exemplu, apar partide noi, a apărut recent partidul lansat de Dacian Cioloș, fostul premier, Partidul Plus. Pentru cei care își fac astfel de speranțe, există totuși o istorie și aici. Și cele mai multe vin din această zonă în care, sau prin care, sau metodă prin care vor să iasă la suprafață. Mai întâi se constituie într-o asociație civilă care strânge, încearcă să creeze o bază și apoi se înființează și partidul. Cred că exemplul clasic este Alianța Civică, urmată de Partidul Alianței Civice. Dar acest lucru se repetă cel puțin după 2010-2011 foarte des. Noua Republică a fost o încercare. Da. Monica Macovei cu M10, la fel, a fost o altă încercare. Cred că mai sunt, poate îmi scapă acum, dar lucruri mici care au încercat să... Cred că sunt două argumente pentru care merg așa. A fost un partid care se chema chiar Forța Civică. Forța Civică și, exact. Și Alternativa României, Partidul Alternativa României, sigur, acum exact. Mai mulți ani. Odată e greu să adun oameni în jurul tău din prima, dacă vrei să faci partid, și mai ales nu vin specialiștii, nu vin cei care ar avea ceva de spus în politicile publice. E mai ușor să-i aduci într-o asociație, într-o structură non-partizană și după aceea să-i ții aproape și eventual să-i mobilizezi în partide. Dar e și ritmul alert în care se desfășoară viața politică, adică nu poți întâi să înregistrezi partidul și să spui stai că peste 3 luni sau 5 luni o să venim cu un program, cu altele. E cumva când se înregistrează partidul, el trebuie să aibă mesajul pregătit, pentru că altfel publicul e uituc și dacă s-a pierdut momentul, uituc în sensul bun al termenului, dacă s-a pierdut momentul potrivit, atunci nu-ți mai A fost o atenție. Discuție întreagă, cred că vă amintiți, despre Alba ca Zăpada, partidul nou-nouț care rezolvă, vine și câștigă lucruri care s-au întâmplat oarecum în societăți din Occident, din vestul Europei. A fost Italia, cazul exact, Italiei. Cazul Italiei, celebru. Da, și da. S-a sperat pe acest lucru, mai ales după 2010-2011. Asta a fost pornirea aceasta cu discuția despre un partid nou, care pare totuși, sau vă întreb, este o iluzie? Pentru că mulți își pun speranțe, poate chiar se implică, iar apoi lucrurile nu au prins, cel puțin în România, nu au prins mai deloc până acum. Și creează la rândul lor niște deziluzii. Da, acum și eu cred că e și bine a electorilor care se iluzionează prea rapid. Nu cred că avem nici Albă ca Zăpada, nici Regina Cea Rea, nici alte asemenea personaje. Lebăda Neagră. Și ele funcționează mai bine în momentul în care în țara respectivă, cum e Italia, cum a fost Italia, e o deziluzie și o frică și o prepulsie generalizată față de clasa politică. Noi nu avem așa ceva. Deci, în condițiile în care un partid, și o să vorbim despre Partidul Social Democrat, are atâtea voturi, el are o bază socială clară și lumea... Constantă? Da, și lumea nu e deziluzionată. Lumea poate să-l deteste, dar îl votează. Sunt mulți oameni care îl detestă, dar îl votează votează candidații lui din motive de interes. Dincolo, sigur, lucrurile sunt mai fluide, deși cred că Partidul Național Liberal, după atâția ani, e instituționalizat. Deci, din cauza asta, zic eu, un partid de tip Albă ca Zăpada, nu e ăsta momentul. Repet, oricât de mult ne-ar plăcea să dăm cu anatema în jurul, peste tot în jur, nu suntem într-o fază în care românii se respingă generalizat clasa politică. Nu așa arată o țară de tipul acesta. Cei de pe... sau forțele anti-PSD, așa cum, ca să le numim global, au același discurs iarăși.
Și lucrurile se repetă dacă ne uităm iarăși în istoria celor 29 de ani. Pentru că PSD domină discursul și atunci ei nu mai au timp de nuanțe și energie pentru nuanțe între ei. Except în sigur situații precum laicitatea, zicem, USR, PNL. Da, se creează personalități diferite, partide diferite. Iată acum sunt cam trei care se luptă pe același culoar. PNL, USR, Plus, iată mai nou a apărut. Plus, da. Și de fiecare dată discursul este același. Trebuie să ajungem să ne înțelegem, trebuie să ajungem la un punct comun, altfel nu vom învinge PSD. Da, dar aici e și o problemă de strategie. În anii 90 și 2000, când e sfârșitul, sigur, modelul Convenției Democratice a funcționat. După aceea a fost modelul Alianței Dreptate și Adevăr. PSD a fost bătut convingător de alianțe, de grupări de tip Convenția Democratică 96 și Alianța Dreptate. Atunci n-a fost convingător bătut, dar până la urmă poate ajungem la momentul de criză, momentul 2008 al lor, când într-adevăr asta fusese și rezultatul unei ambiguități extraordinare în 2007-2008, când nici oamenii de acolo nu mai înțelegeau. Suntem la putere, suntem în opoziție, ce facem? Cea cu guvernarea PNL, da. Când susțineau din Parlament și a fost o idee proastă, evident. Și au fost două partide puternice în partea cealaltă. PNL, da, care, rezilient, exact, capabil să reziste, exact. Traian Băsescu l-ataca. Exact, da. Și PDL. Da. Acela a fost momentul mai greu. Ce vreau să vă întreb acum este legat de aceste alianțe care au legătură poate mai puțin cu viața politică cât cu un model centralist al administrației. Alianțe între orașe, Alianța Vestului între mari orașe din Transilvania, Alianța din Moldova se Moldova. Dezvoltă și exact. Am mai văzut proiecte, cred că sunt mai multe, da, zona de Maramureș, probabil vor mai apărea. Mă aștept să au mai fost apară. Multe acuzații legate de acuzații, tot felul de caracterizări legate de jocuri de imagine, având în vedere că majoritatea celor care sunt acum, de fapt aproape toți, sunt din Partidul Național Liberal. În Alianța Vestului toți, în Moldova se dezvoltă, dar tot cu excepția minus, lui Mihai Chirica, care da. Nu mai este. Deci sunt PSD. Cumva non-PSD sau anti-PSD, hai să folosim termenul ăsta, și sigur au și argumentul că pot să le spună propriilor cetățeni că nu suntem bine tratați de la București și de aici nevoia de colaborare. Eu nu cred că e nevoie, nu cred că sunt datori să justifice în felul acesta. E o oportunitate pe care ei o explorează. Din câte înțeleg, nimic nu împiedică, să spunem, împiedică un primar care a semnat o astfel de asociere să intre și în alta. Nu știu, exact. Mă gândesc. Cred că nevoi comunitare sunt destule, energie și oameni care să facă proiecte ar fi, și mi se pare că această nevoie de asociere cumva pune în cauză logica asta teritorială a vecinătăților în care noi ne-am tot mișcat. Și ea stă la baza așa regiunilor de dezvoltare și a euroregiunilor, hai să nu discutăm aici de colaborările transfrontaliere. Ori vedem că orașe din județe care nu sunt un neapărat contiguitate, sigur, există acolo, trei sunt vecine, nu merg... Exact. Dar Clujul e puțin e o nevoie de sau o oportunități de cooperare pe alt plan. Deci cred că pune în cauză cumva dezvoltarea noastră regională, dacă îi putem spune dezvoltare. Cred că ea s-a înțepenit la un anumit punct. Probabil de aceea încearcă acest. Mm-hmm. Poate mai curând în sensul ăsta este un fel de semnal de alarmă față de modul în care noi ceilalți, nu doar administrativ capitala, putem să ne asociem, să rezolvăm probleme locale. Și aici e practic marea întrebare. Care e pragmatica? Care este posibilitatea ca astfel de alianțe
să ducă la îndeplinire proiecte ceva mai ample, care să facă legătura între astfel de orașe, pentru că din punctul de vedere al, nu știu, al infrastructurii, dar din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte complicate. Fără Ministerul Transporturilor, practic, și fără județe, exact, autorități, și nu cred că doi primari, să spunem, în două orașe mari pot să financeze fără participarea o linie de cale ferată, fără participarea comunităților din jur. Dar cred că pot exista variante în care pe anumite proiecte să se creeze și să fie respectată și legea, că ia Curtea de Conturi după aceea. Dar senzația mea este că în momentul de față se caută noi căi de dezvoltare. Fac proiecte singuri, fac proiecte cu unele au zonă metropolitană foarte bine, altele pot să lucreze în cadrul Consiliului Județean, pot să facă în cadrul regiunii de dezvoltare, dar eu cred că e o nevoie sinceră să exploreze și alte variante. Este un simptom al unui blocaj? Credeți că poate fi un simptom al unui blocaj? Adică acest mecanism prin care avem o șosea care trece pe lângă sau prin oraș și ea ține de administrativ de compania națională și dialogul este mai dificil. Sau am dat un exemplu, dar nu neapărat compania. Sau Ministerul Transporturilor cu căile ferate și așa mai departe. Acest lucru se blochează la un moment dat. Sunt tot felul de probleme care nu ajung să se rezolve. Dar sunt de acord cu ceea ce spuneți. Vă mărturisesc că nu stăpânesc atât de bine detaliile aici pe infrastructură, dar mi se pare logic ceea ce spuneți și atunci nu văd de ce nu ar putea apărea la un anumit moment, să spun, nu știu, o cale de conectare între două comunități care să fie gestionată de acele comunități sau de un consorțiu din care să facă și ele parte, să nu fie neapărat a Bucureștiului, a vreunui minister. Mie îmi place ideea că aceste tipuri de asociere, care vor fi realizate în baza unor statute diferite, bănuiesc, vor avea obiective diferite, ar putea să ofere modele diverse și ar putea să apară o emulație, o imitație, cele reușite să fie preluate și în alte părți. Deci cred că suntem în faza încercărilor și cu cât sunt mai multe, cu atât e mai bine. Că evident nu pierdem vreme aici să discutăm cu țărișoara dacă nu cumva se sfârșie și alte... Nu este vorba despre asta în niciun caz. Mă întorc puțin la partide politice, la acești 2 ani de la ultimele alegeri din 2016. Cum vi se pare dumneavoastră? Care sunt lucrurile demn de remarcat din punctul acesta de vedere al vieții politice, al circuitului ideilor dintre partide, dacă există? Deci, prima concluzie pe care aș încerca să o formulez ar fi aceea că lucrurile au prostul obicei că se schimbă greu și e o stabilitate remarcabilă și n-aș comenta aici sondajele din perioada aceasta, pentru că între sondaje realizate acum și alegeri e o diferență mare. Mare. Dar față de confuzia și, sigur, franchețea, ca să nu spun cinismul cu care spune publicului: noi v-am dat salarii, etc., lăsați-ne și pe noi să ne rezolvăm problemele. PSD nu scade foarte mult, înțeleg că scade, nu cred că scade foarte mult. Avem creșteri la principalele partide de opoziție, la USR cred că vorbim mai mult de o consolidare, i-a ajutat și referendumul. Adică cred că dominanta ar fi schimbarea lină, continuitatea. Sigur că noi avem în sistem evenimentul care poate brusca alegerile prezidențiale și, deși președintele nu mai e în stare să creeze el însuși majorități, o victorie la prezidențiale acum ar putea să încline scena. Să încline balanța. Mai e și elementul intern al PSD, dar eu sunt convins că în înțelepciunea domniilor lor, ei vor ști cine, dacă e bine să rămână domnul Dragnea sau cu cine să rămână, nu
mă îngrijorează pe mine. Pragmatic asta. Vorbind, sunt interesați să rămână la putere. Ei trebuie să rămână la putere, sigur. Indiferent câte procente scade. Da, adică nu, anul ăsta nu mai merge, sau la anul nu mai merge cu ideea de retragere strategică, adică ieșim un an și lăsăm pe ei și guvernăm din opoziție și după aceea câștigăm. Nu. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, profesorul Lucian Dârdală. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arond.digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. Vă urez o seară cât mai bună!